Vizita de campanie a primului ministru Victor Ponta la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a născut reacții din partea opoziției, aceasta după ce premierul a declarat că la RAN s-a produs un jaf național. Președintele PNL Mehedinți Virgil Popescu a catalogat vizita lui Ponta drept una propagandistică pentru campanie. Popescu a precizat că prim-ministrul Niță, PSD, a fost părtaș la ceea ce Ponta a numit jaful național de la RAN, prin semnarea unor acte adiționale pentru lucrările la instalația de evacuare în șlam dens. Un jaf național, așa e. Numai că după ce s-a plecat acel control, s-au încheiat două acte adiționale pe care domnul ministru al energiei, delegat al energiei Niță, le-a aprobat. Ori deja nu mai înțeleg nimica. Au fost semnate de către fostul director Dulcea, pe vremea dânsului s-a întâmplat acele acte adiționale pentru a definitiva acest jaf național. Le-a spus cineva să semneze acele acte adiționale pentru că trebuie lămurit acest lucru. Deci, pe de o parte afirmăm că este un jaf național ce s-a întâmplat la Regia de Activități Nucleare, pe de altă parte nu spunem că în vremea noastră a PSD-ului acele acte adiționale au continuat și s-au mai produs încă vreo 70 de milioane de lei din câte știu, s-au mai scurs din Regia de Activități Nucleare. Se pare însă că RAN continuă să fie principala temă de campanie a PSD-ului în Mehedinți. În 2012, candidații s-au perindat pe rând pe platformele companiei și au promis salvarea locurilor de muncă. Totuși, din declarațiile lui Victor Ponta cu privire la RAN, reiese că premierul a vorbit despre disponibilizări, fără să precizeze însă numărul și nici când se va recurge la această măsură. Se pare că în ședința care s-a desfășurat la sediul central al RAN, cei care au participat au auzit cu urechile lor când premierul a spus că de la anul nu s-ar mai putea salva Romag Produl, pentru ca măsura să fie digerată mai ușor de salariații ale căror voturi se așteaptă în 25 mai. Victor Ponta și-a condimentat discursul cu eforturile PSD pentru a-i sprijini pe oameni. Cu stupoare am auzit pe știri, pentru că a fost o întâlnire restrânsă, fără prea multă presă, că a venit să le spună că se va închide RAN-ul. Ori, în condițiile actuale, eu nu înțeleg de ce primul ministru a venit la Regia de Activități Nucleare ca să spună că Romagul este neviabil și că se va închide. Nu va ști că dacă închide Romagul automat și termocentrala care produce 90% din abur pentru Romag se va închide. Deci, practic, ce facem? Vrea să demoleze Severinul? Asta vrea domnul prim-ministru PSD Victor Ponta. Că nu mai înțeleg nimic din ce dorește. În fapt, Victor Ponta a venit la RAN în prima zi de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, pentru că, de această dată, vocile celor din județ fie nu se puteau face auzite din arestul capitalei, acolo unde se află Adrian Duicu, fie nu aveau credibilitatea necesară să-i convingă pe cei 2500 de angajați să le mai dea votul și de data aceasta.